Prezentare generală a sitului Natura 2000 Rarău-Jumalău. Situl de importanță comunitară Rarău-Jumalău a obținut statut de arie protejată din anul 2007 și se suprapune peste teritoriul a 4 rezervații naturale: Codrul Secular Slătioara, Codrul Secular Jumalău, Pietrele Doamnei Rarău și Fânețele Montanei Todirescu, alături de rezervația științifică Peștera Liliecilor. Codrii seculari din Slătioara și Jumalău, codrii în care nu s-a auzit niciodată scrâșnetul dinților de fier al fierăstraielor, cu arbori cu vârste și dimensiuni impresionante, au fost declarați rezervații încă din anul 1941. Molizii, brazii și fagii se înalță aici nu doar pentru a fi văzuți din toată Bucovina, ci și pentru a asigura prin moartea lor hrana generațiilor viitoare de arbori. Ca orice refugiu izolat și sigur, aceste rezervații adăpostesc numeroase specii de faună și floră caracteristice zonei montane, monumente ale naturii și specii endemice. Pe versantul nordic al masivului Rarău, pe o suprafață de circa 250 de hectare, se întinde rezervația Pietrele Doamnei Rarău, una din cele mai interesante formațiuni geologice ale Carpaților Orientale. Peisajul este unul natural, puțin afectat de activitățile antropice, predominant de prezența arboretelor de molit, cu exemplare izolate de scoruș, plop tremurător sau mesteacă. În perimetrul rezervației Pietrele Doamnei Rarău, pe povârnișul sudic al acesteia, se află peștera Liliecilor, peșteră care a fost declarată rezervație științifică în anul 2004, cu scopul de a proteja și conserva o serie de habitate naturale, aici adăpostindu-se cea mai mare colonie de lilieci de interes comunitar din nordul Carpaților Orientali. Proiectul Conservarea Biodiversității în Situl Natura 2000 Rarău-Jumalău printr-un management integrat și participativ. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial de Mediu. Investim în mediu și beneficiile ei. Pădurea reprezintă componenta mediului terestru cu cea mai complexă structură și ocupă suprafața cea mai mare în interiorul situlului. Are un rol deosebit de important în reglarea climatului, reducând extremele termice, stabilizează solul, împiedică inundațiile și alunecările de teren, iar prin fotosinteză îmbogățește atmosfera cu oxigen, contribuind astfel la menținerea vieții și asigură pentru oameni locuri de recreere și de multe ori chiar terapeutice. Echilibrul acestor ecosisteme este deseori deranjat de factori naturali, cum ar fi doborâturile de vânt, rupturile de zăpadă, atacurile de insecte sau boli, însă efectul acestora se resimte mai puțin în pădurile care au un oarecare statut de protecție comparativ cu arboretele cultivate. În acestea din urmă, timpul pentru restabilirea echilibrului ecosistemului este mai lung, iar în tot acest timp, continuitatea funcțiilor pădurii este în mare parte întreruptă. Pe lângă aceste funcții, pădurea reprezintă o resursă importantă în viața oamenilor, materialul lemnos oferit de pădure fiind încă un beneficiu indispensabil, iar fructele de pădure și ciupercile asigură un plus de gust în bucătăria comunităților locale și de multe ori în sprijin în bugetul culegătorului. Exploatarea intensivă și de multe ori irațională duce la dezechilibrarea ecosistemelor și întreruperea continuității funcțiilor pădurii și chiar dacă suprafețele se replantează, perioada lungă de creștere face ca doar una din două generații să se bucure de generozitatea pădurii. Mai mult, tehnologia de exploatare, în urma căreia o cantitate mare de lemn este abandonată în depozitele primare, face ca risipa acestei prețioase resurse să fie evident. Proiectul Conservarea Biodiversității în Situl Natura 2000 Rarău-Jumalău printr-un management integrat și participativ. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial de Mediu. Investim în mediu, Crețele Montane, Todirescu. Una din cele mai interesante rezervații naturale floristice din județul Suceava, Fânețele Montanei Todirescu, se află pe versantul nordic al masivului Rarău, pe poteca turistică care leagă localitatea Slătioara de vârful Rarău și apar ca o cunună viu colorată pusă pe creștetul codrilor seculare Slătioara. Pe o suprafață de circa 40 de hectare, la altitudini cuprinse între 1200 și 1492 de metri, numeroase specii de plante îmbrăcate în toate culorile pământului străpung verdele crud al Fâneței pentru a o transforma într-un peisaj de bază. În
perioada de maximă înflorire, numeroase insecte se înfructă nesățioase din nectarul florilor viu colorate, jucând în același timp un rol esențial în polenizarea acestora. Conservarea acestui habitat depinde de succesul regenerării naturale a tuturor speciilor de plante, de aceea este extrem de important ca recoltarea ierbii de pe fâneață să se realizeze începând din luna august, atunci când toate speciile și-au împrăștiat deja pe sol semințele, asigurând astfel o nouă generație pentru anul următor. Proiectul Conservarea Biodiversității în situl Natura 2000 Raroge Malău printr-un management integrat și participativ. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial de Mediu. Investim în mediu, credem în viitor.